La turneul zonal de fotbal, râmnicenii au fost repartizați într-o grupă cu alte trei câștigătoare ale fazei județene, CSS Alexandria, FC Argeș și ACS Toader Ploiești. Parcursul micuților pregătiți de Ionuț Ilie a fost ireproșabil, micii fotbaliști obținând victorii pe linie în primele două partide, 4-0 cu CSS Alexandria și 3-0 cu ACS Toader Ploiești. În meciul decisiv pentru calificare împotriva celor de la FC Argeș, râmnicenii aveau nevoie doar de rezultat de egalitate ca să se califice în primele 8 echipe ale țării. Acest lucru s-a și întâmplat, jucătorii CSM-ului terminând la egalitate, scor 2-2, partida împotriva gazdelor de la Pitești. Astfel, cu 7 puncte din 3 partide și un gol averaj de 9-2, CSM Râmnicu Sărat s-a calificat la turneul final al competiției Gheorghe Ene, ce se va disputa în perioada 14-16 decembrie, locația urmând a fi stabilită în perioada următoare. La turneul final, CSM Râmnicu Sărat va înfrunta cele mai bune 7 echipe de fotbal de junior din țară. CSM Râmnicu Sărat a câștigat etapa județeană a trofeului Gheorghe Ene, organizat la nivel național de FRF, în urma unei victorii la scor în finală 5-0 în fața LPS Buzău.